Și am ieșit din proiect, asta Lasă -mă dacă mă noi referi. de câte ori ne Că nu certam, -mă da, mă trebuia să ies din proiect, dar sunt mândră de mine. Uite, de exemplu, am ridicat de la o audiență sub nivelul mării și cu datorii care ajunseseră să ducă o stație de televiziune în faliment, am ridicat-o și am pus-o pe profit. E vorba de TV. Uh -huh. Am înființat revista Taifasuri, care funcționează și acum. Și pe care eu am făcut-o și mi-a aparține ca și concept Mai te ocupi de ea? Nu mă mai ocup de ea pentru că a rămas în portofoliu fostului meu soț uh -huh. Ca să salvez angajații pentru că adusesem foarte mulți cunoscuți din presă Și ca să nu fie dați afară în momentul în care noi ne-am despărțit Am renunțat eu la partea mea de acțiuni și uh, mi-am văzut de treabă Am făcut o revistă asemănătoare care și aia a funcționat foarte mulți ani Până când presa a scris să n-a mai fost tipărită pe hârtie